Da? Da. Ei, aici eu pot să spun ori 1, că 2 la 9 ori 1, tot 2 la 9 face. Și acum, deci 2 la 9 ori 2 la 1 treia, plus 2 la 9 ori 2 la 9 ori 2 la 1 plus 2 la 9 ori 2 ori 1, se scrie ca fiind egal cu 2 la 9. 2 la 9 pe lângă, că noi avem așa ceva. 2 la 9 pe lângă 2 la 1 plus 1. Pe lângă 2 la 1 plus 1. De ce întreb asta? Înseamnă că nu ai înțeles deloc. Am înțeles. Nu, n-ai înțeles. Gata. Ce? Trebuie să recunoști. Dacă nu recunoști, degeaba. Am înțeles. Noi n-ai înțeles, așa. Uite, încă o dată spun. 2 la 9 ori 2 la 1 plus 1. Distributivitatea o știm, da? Da. Înseamnă ăsta ori ăsta plus ăsta ori ăsta. Da. 2 la 9 ori 2 la 1 plus 2 la 9 ori 1. Da. Dar egalitatea e și invers citită. Dacă avem cumva așa scris, vedem pe 2 la 9 pe lângă ce-a rămas. Este varianta în care egalitatea o citesc așa. 2 la 9 ori 2 la 1 plus 2 la 9 ori 1 egal cu 2 la 9, deci din dreapta spre stânga. Egalitatea citesc din stânga spre dreapta și din dreapta spre stânga. 2 la a 9 pe lângă 2 la 1 plus 1. Dar este momentul cel mai important, al doilea moment foarte important în exercițiu, când distributivitatea ne ajută la scoaterea factor comun. Deci ce factor comun am văzut noi? 2 la 9 e comun și la termenul ăsta și la ăsta. Și l-am scos în factor comun pe 2 la 9. 2 la 9 pe lângă. Iată și aici, dacă tu ai fi văzut, ăsta e motivul pentru care pe 2 la 10 l-am scris ca 2 la 9 plus 1. Nu l-am stricat pe 2 la 9. L-am lăsat. Ca să observăm că a apărut în cei doi termeni ai adunării, a apărut 2 la 9 ca factor comun. Îl găsim și aici și aici. Și scoatem 2 la 9 pe lângă, din primul rămas 2 la 1 plus 1, totul supra 2 la câte? 2 la 8. Și egal mai departe cu, sigur că putem calcula, 2 și 1 face 3, și înseamnă 2 la 9 ori 3, supra 2 la 8. Dacă este mulțire, atunci putem simplifica. Mai exact, pe 2 la 9 putem să-l vedem. Cum se împart două puteri ca la aceeași bază? Cum se împart două puteri ca la aceeași bază? 2 la 9 împărțit la 2 la 8? Sau? Cum se împart? Cum? 2 la 9 împărțit la 2 la 8? Nu știi regula și acum ești blocat. Da? Pe asta o poți face. Prin loc din 9, poți să zicem că e 1 plus 1. Da. Deci egal mai departe cu 2 la 8 plus 1, 2 la 8 plus 1, ori 3. Dar plus 1 cum l-ai scris? Unde e plus 1? Păi da, ești atent. Plus 1 sus, la exponent, da? Deci așa cum scriu eu sus, cu o forță de acolo, dacă scriu plus mai jos, am greșit. 2 la 8 plus 1, adică în loc de 9 zic 8 plus 1, ori 3, supra 2 la 8. Și, egal mai departe. Ei, dar 2 la 8 plus 1 de unde vine? Dar ce operație vine? 2 la 9. Dar facem 2 la 9, dar nu degeaba l-am scris așa. De unde provine adunarea exponenților? De la mulțire. De la mulțire, adică 2 la 8. Ori 2 la 1, hai vorbește. 2 la 8 ori. 2 la 1. 2 la 1 supra. Ori 3. Ori 3. Totul supra. 2, 2 la 8. Și acum, ce fericit e? Că fracția asta se simplifică prin cât? Prin cât se simplifică fracția asta? Prin 1. Hai, prin 1. Care primul e? Prin 4. Prin 2 la 8, măi, că e și sus și jos. Cum spunea că tăiem. Tăiem și 2 la 8 și 2 la 8, că îl avem și sus. Am scris greșit 2 la 8. Și îi tăiem.
Păi mă, dacă este și acolo, uite. Se face 7 ori 5, supra 7 ori 10, supra 7 ori 3, 7 ori 5, supra 7 ori 3. Se plecăm pe 7 ori 3. 6 și 7, da? Și rămâne 5 pe 3. Da. Și deci rămâne doar 2 la 1. Ori 3. Și cât face 2 la 1 ori 3? 2 ori 3, 6, da? Rezultatul final este 6. Dragilor, sigur, trebuie să spunem că dacă ai fi făcut prin calculul pe care știai tu, 2 la 10 facea 1024, plus 2 la 9 face 512, da? 512, supra 2 la 8 face 256, deci 2 la 10 fac 1024, 2 la 9 512, 2 la 8 256. Și urmează să aduni și până să faci împărțirea. 2 și cu 4, 6. 1 și cu 2, 3. 5, 5. Și fac 1536 supra 256 și faci până împărțirea, îți dă exact 6. Dar câtă treabă ai de făcut? Să știi 2 la 10, 2 la 9, 2 la 8, să le aduni, să împarți, cât timp perzi, împărțirea aici să o faci, merge de 6 ori, iar așa, prin lucru cu puteri, am reușit să vedem factorul comun 2 la 9, l-am scos pe 2 la 9 factor comun, se simplifică numărător numitor, și rămâne un 2 la 1 sus, când se împart, cum se împart două puteri care au cerut la scopii, bază, așa scade exponenții, mă așteptam să spui. 9 scăzut 8, deci tăiam aici, și aici rămânea 1, când 9 scăzut 8 face 1, așa se împart două puteri care iau aceeași bază, și facea 2 la 1, 1 ori 3, 2 ori 3, 6 și gata, ești. Sigur că o să mă opresc aici. Hai să ne amintim de unde am plecat noi în seara asta. Ia uite-te tu pe lecție, să vedem sinteza orei. Sinteza orei ar fi de la distributivitatea. Asta a fost esențial, da? Deci la sinteza... Sinteza lecției, da. Spune-mi tu, cu ce pleci tu de la ora noastră? Care sunt lucrurile care îți rămân ție definitiv în minte? Simplificarea. Simplificarea fracției. Foarte bine. Simplificarea unei fracții. Simplificarea și amplificarea. Nu? Fracției. Simplificarea, amplificarea. Fracției. Asta e. Foarte tare, foarte important. Deci mulțim și numărător și numitorul cu numărul scris sau împărțim și numărător și numitorul. Așa mai este distributivitatea dintre înmulțiri, față de dintre înmulțiri, împărțirea dintre puteri și exponenți. Stai, să o luăm mai ușor. Deci, cea mai importantă a fost distributivitatea înmulțirii față de adunare, nu? Da. Adică, termenul din față, pentru o paranteză, se duce și mulțește tot ce găsești în cale, tot ce găsești în paranteză, absolut tot. Da? Deci așa se mulțește un... Ai văzut, da? Deci, distributivitatea, da? Distributivitatea înmulțirii față de adunare. Și în paranteză spune, am descoperit cum se înmulțește un termen cu un număr cu am descoperit în paranteză cum se înmulțește un număr cu o paranteză. Am aflat cum se înmulțește. Stați. Am aflat de bază Am aflat cum se înmulțește
termen, un termen cu o paranteză. Un termen cu o paranteză. Cum a fost noi acolo, am pus în față ceva și am mulțit cu o paranteză. Am aflat. Și cum? Adică ce îți ții tu minte că ai aflat? Ce ai aflat acum? Te întreb eu. Se mulțește termenul acela cu toți termenii. Se mulțește nu, termenul respectiv cu tot ce găsești în paranteze. Asta trebuie să da. Ai văzut, am făcut atâtea probe, da? Așa împărțirea exponenților? Nu, zicem așa. Operații cu putere am întâlnit. Operații cu putere. Adunarea, scăderea, mulțirea. Nu, ce operați? Proprietățile acelea. Cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază, scopii bază, da? Deci, operații cu puteri, în paranteză, să zicem proprietăți. Adică noi avem aici alan ori alam. Deci, cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază? Alan plus m. Copie în bază și adună în exponenții. Alan supra alam, cum se împart. Copie în bază și scădem exponenții. Și cealaltă proprietăți. Cam astea ar fi fost foarte importante lucruri cu care ne despărțim cu regret de lecția asta. Da? Ne despărțim cu regret și spunem ce am urmărit, care sunt lucrurile importante pe care le-am urmărit. Lucruri importante, da. Acestea, simplificare. La simplificare plecăm, gata? De lecțiile următoare, numai? Ai cum? Adică ne întâlnim. Nu înseamnă că de acum ne despărțim, în sensul că ne despărțim de lecția asta, de acum. Păi de asta eu ziceam, ne despărțim de ea. Vrei să stăm toată noaptea? Nu, dar lecțiile viitoare, nu? Păi, bun. Hai să mă opresc aici. Eu am o nuanță pe care am vrut-o să a fost următoarea. Că... Pavel, sunt într-o lecție de matematică. Iartă-mă, te rog. Bă, salut. Tot ceea ce m-a făcut mie foarte mare această lecție este că am învățat că acestea de numere înseamnă simplificarea și este chiar foarte simplu. Încă o dată că nu prea am înțeles. Am învățat că, în această lecție, am învățat că simplificarea prin tăiat da. Se e mai simplă decât să stai, să scrii 3 și apoi să stai egal cu alea și direct scriu. Tai un 8 și la sfârșit rămâne un număr și a scris numărul respectiv. Deci, practic, trebuie... Mai fără să trec că prea înțeleg mai greu. Tot ceea ce am făcut noi acolo, când am tăiat 9-le și 8-ul, da. am făcut toate 1. Apoi, egal cu 2, la 8 păi mai, ca să mergi să înțelegi asta, trebuia să știi cum se împart două puteri care au aceeași bază. Scopii baza... Se adună exponenții. Se scade exponenții. Se scade exponenții da. Și... Și rămas 2 la 3, că 2 minus 8 egal cu 1. Și rămas 2 la 3, ori 3. Ei, deci, ideea de simplificare este foarte importantă. Nu se putea face simplificare aici, în adunare. Că aveam 2 la 10 și cu 2 la 8 aici nu se poate. Decât atunci când am reușit să strâng ca o mulțire. Deci eu când am strâns de pe 2 la 9 în factor comun, am scăpat de acest necaz. Că nu puteam simplifica pe 2 la 8, cu 2 la 9 sau cu 2 la 10. Nu! Trebuie să dispară, să fie totul numai în produs. În produs se poate simplifica. Am văzut așa tot timpul, nu? Că 15, 7, dacă amplific cu 3, se scrie ca 3 ori 5 supra 3 ori 7. Sau altfel spus, fiind aici produs, simplific prin 3. Dar dacă ar fi fost 3 plus 5, nu am cum să simplific. Ci trebuie făcut calculul. Iar în clipa de în momentul acesta, a fost nemaipomenit să sesizăm, să știm proprietățile.
Și nu degeaba pe 10 l-am scris ca 9 plus 1, pentru că mi-am amintit că de unde se adună, în ce moment se adună expoziție, că facem produsul a două puteri cu aceeași bază. Suntem în etapa în care ne amintim câte ceva ca prin vis de la clasa 5-a, o putere, operații cu puteri. Cei de-a 5-a sunt acolo acum și sunt nebuniți cu toate, tot insistă pe operații cu putere aici. Dacă nu le învață acum cum trebuie, dacă ei nu le știu, se vor duce, să spun, de-a lungul anilor și nu vor ști niciodată să le aplice. De aceea am spus că lecția asta, având la bază distributivitatea mulțirii față de adunare, de la clasa a doua până la 12-a, sau pentru toată viața, le ai, ai înțeles bine, știi ce înseamnă să scoți în factor comun, da? Deci aici a mai fost și ideea asta cu scoaterea în factor comun. Factorul comun. Factorul comun. Care are la bază tot distributivitatea. Da? Ne oprim aici, dragilor. Să le spuneți ce să facă toți prietenii noștri. Ce lucruri importante să facă văzând lecția asta. Tot ceea ce vreau eu să se întâmple este un singur lucru. Să strângem o sumă de 200 de like-uri și să vă abonați la domnul profesor Ioan, pentru că merită. Sunt profesor de 10, chiar și de 11 plus. 11 plus. La revedere! La revedere.